Am revenit, suntem în direct. Florin Onofrei, comisar șef adjunct la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara, domnule comisar, și vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc de invitație. Goana după cumpărături ajunge la cote maxime în perioada aceasta, așa cum se întâmplă în fiecare an, iar în acest context v-aș ruga să veniți cu niște recomandări atunci când mergem la cumpărături. Masa de Crăciun este o tradiție în fiecare familie, așadar, pentru început v-aș întreba la ce să fim atenți atunci când cumpărăm produse alimentare. Ca în fiecare an, și revin la întrebarea dumneavoastră, da. În anumite perioade ale anului, sărbătorile pascale și Crăciun cresc substanțial vânzarea produselor specifice. Aș recomanda consumatorilor să fim mult mai atenți, să fim atenți când cumpărăm produse și din carne și preparate din carne, să fim în primul rând atenți la starea ambalajelor, să fim atenți la termenul de valabilitate și cum sunt produse cum sunt fabricate acele produse. Dacă, domnule comisar, totuși ajungem acasă și atunci ne dăm seama că ceva nu este în regulă, ce facem? Ne adresăm? Da, ne adresăm magazinului, vânzătorului prima oară și atunci vom observa că găsim înțelegere să ne fie schimbat produsul sau să luăm banii înapoi. De obicei, în perioada dacă nu, atunci se adresează la noi și rezolvăm noi problema. Da, și asta voiam să vă întreb, dacă ajung multe reclamații din experiența anilor trecuți în perioada asta sau după perioada asta când vine vorba de cumpărarea produselor alimentare? Nu aș putea să spun că sunt atât de multe, ne ocupă timpul alte reclamații, de aceleași reclamații cu prestatorii de servicii. Apar și acest gen de reclamații, fie că un produs nu prezintă siguranță, fie că... Dar nici nu merg să aibă o înțelegere amiabilă cu magazinul. Tot la mare căutare în această perioadă sunt cadourile pentru Crăciun. Studiile ne spun că în această perioadă articolele vestimentare sunt cele mai cumpărate, cele mai căutate, dar și jucăriile pentru copii. Și jucării, și electronice, și cadouri, toată gama. Așa. Da, așa este. La ce să fim atenți când vine vorba de cumpărarea unui cadou? Dacă cumpărăm un cadou, sau cum ați întrebat dumneavoastră, produse de îmbrăcăminte, da? Să cumpărăm în primul rând în locuri specializate, amenajate și specializate, care vând aceste produse, să luăm bonul fiscal, să putem proba ulterior, dacă nu ne convin anumite aspecte, să putem proba de unde am cumpărat acel produs, dacă este să reclamăm o neconformitate, și articolele de îmbrăcăminte, în primul rând, au acele informații, etichete prin care avem compoziția fibroasă, condiții de întreținere, la ce temperatură îl spălăm, sunt obligatorii acele articole. Și foarte important. În primul rând, cine a importat acel produs, producătorul, importatorul sau, dacă este din România, acea etichetă, cine a făcut acel produs. Și foarte important, pe etichetă să fie scris în limba română. În limba, da, română. Normal, asta nici nu putem vinde în România fără dacă nu avem etichetă în limba română. Returnarea produselor, în ce cazuri este posibilă? Știm cu toții că, adică nu știm cu toții. Ar trebui să știm cu toții, ar trebui așa? Să știm, dar încă multă lume nu știe acest aspect. Putem returna produsele dacă cumpărăm din mediul online într-un termen de 14 zile, putem returna dacă nu ne convine culoarea, mărimea, da? Pe banii diferit, noștri, așa. Pe banii noștri obligatoriu, doar dacă operatorul economic are stipulat că aceste costuri le acoperă el. Și în achiziția directă, adică din magazin direct, nu putem să returnăm produsul, ar trebui să alegem, sunt și magazine care au afișat în zona caselor de marcat că schimbăm produsul cum acceptă această produs, returnare, da, așa? Dar nu este o condiție obligatorie, nu este o prevedere legală în acest sens. Așadar trebuie să ne informăm atunci când mergem într-un magazin fizic dacă după aceea putem reveni. Este bine să ne informăm. Ne se întâmplă să cumpărăm un cadou și putem întreba dacă le iau cadou, cum pot proceda, dacă nu este bună mărimea. Dar banii înapoi nu este nicio
obligație din partea operatorului economic să ne returneze banii la achiziția directă. În alte ediții, domnule comisar, vorbeam și despre acele jucării periculoase. Să știți că în mare parte aceste jucării au cam fost scoase din piață. Noi chiar avem și acel sistem rapid RAPEX european, care în momentul când avem o alertă europeană, toți colegii noștri din țară mergem pe acel produs, fie importator, distribuitor, vânzător, da? Și acest produs este scos de la vânzare. Nu prea mai întâlnim jucării periculoase. Dar putem, când cumpărăm o jucărie, este obligatoriu să vedem acele inscripții, cum ar fi ce e o comunitate europeană, obligatorie trebuie trecut acest lucru. La fel, cine produce jucăria sau importatorul jucăriei. Și, foarte important, 3+, 4+, ce categorie de copii? Da, când cumpărăm, de vârste, așa. Când cumpărăm o jucărie, noi știm ce copil avem sau cui vrem să-i facem cadou acest cadou, și este bine să adaptăm jucăria în funcție de vârsta copilului. Foarte important acest lucru, din punctul meu de vedere, să citim și să facem acest lucru. Într-o altă ordine de idei, v-aș întreba despre controlele organizate, derulate în ultima perioadă. Ce au vizat aceste controle? Am avut chiar tematică pe jucării, am avut, încă avem în desfășurare tematică pe ghirlande, instalații luminoase, avem produse și preparate din carne, patiserie, cozonaci, tot ce, cam ce se consumă în această perioadă, noi avem în fiecare an aceste controle și rămân surprins, impresionat, pentru că cei care vând în magazine autorizate chiar vând produse sigure. Foarte important acest aspect. Este bine să cumpărăm totuși produse din locuri, special, cum cred că am spus, amenajate, autorizate, și să ni se emită un bon fiscal să putem face dovada că am achiziționat acel produs din acel spațiu. Aș vrea să ne vorbiți și despre reclamațiile primite în ultima perioadă. A fost și perioada reducerilor, atunci când cumpărăturile, mai ales online, au crescut semnificativ. Ce nemulțumiri ați primit din partea consumatorilor? În primul rând, am avut și reclamații, dar și controle tematice dispuse de autoritate la cele promoții false, înșelătoare. Am participat chiar la controle în acest sens. Am găsit vânzători care nu aveau trecut în afișul de vânzare preț vechi, preț nou, perioada de desfășurare a promoției, sau chiar, cum să spun, în limita stocului disponibil. Aceste lucruri sunt obligatorii de trecut pe etichetă, cei care vând produse reduse, și prețul nou ar trebui să fie raportat cu cel puțin 30 zile în urmă. Nu putem vinde un produs cu prețul care a fost, știu eu, săptămâna trecută. Deci ar trebui să fie raportat la 30 zile în urmă. Prețul mai mic. Decât prețul de 30 zile în urmă, da? Da, într-adevăr, ne mai confruntăm și cu acest fenomen. Înainte de perioada reducerilor, prețurile sunt umflate. Corect. Un pic sau chiar mai mult, iar în perioada reducerilor se revine la prețul inițial. Și să știți că majoritatea au înțeles acest lucru, sancțiunile sunt extrem de dure la aceste capitole, merg la ordinul zecilor de mii, da? Și pe această cale recomand tuturor celor care încă nu știu acest lucru să practice un preț corect și în spiritul legii. Când o ofertă este falsă, spuneați dumneavoastră de aceste oferte false, când este o ofertă exact falsă? Exact cum a spus și dumneavoastră, dacă umflăm prețul cu înainte de perioada reducerilor, acea reducere, dar el nu este raportat la 30 zile în urmă, cu o lună. Multe reclamații. 30 zile. Așa, multe reclamații au fost și pe domeniul comerțului online? Sigur că da. Aici, la comerțul online, consumatorii noștri din județul Iași sunt și se adresează nouă. Noi redirecționăm aceste reclamații în alte județe care vând aceste produse. Da? Noi în Iași avem și noi firme care vând online, dar mult mai multe firme sunt în țară.
atunci noi acea reclamație o îndreptăm celor pe raza căruia este sediul social al firmei sau punctul de lucru. Nefiind punct de lucru în Iași, noi acea reclamație o redirecționăm în alt județ sau chiar la centrul european dacă produsul este venit din altă țară, stat, membru Uniunii Europene. Anul 2021, cum a fost pentru Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor? Un an cu foarte multă muncă, cu foarte multe controle, foarte multe reclamații, foarte multe, să spun, controle tematice și dispuse și de autoritate și de Comisariatul Regional și, cum am spus, reclamațiile de la consumatori. Pentru care noi trebuie să dăm curs în 30 de zile să consumatorul să aibă un răspuns la aceste... favorabil sau nefavorabil, în fine, în funcție de problema lui, cu siguranță. Sunt probleme care le rezolvăm și care nu putem să le rezolvăm dacă competențele noastre exced sau nu avem competență în acea problemă. Spuneați înainte să intrăm în jurnal că ar fi vorba de vreo 4.000 de reclamații primite până în prezent, încă anul nu s-a încheiat, mai sunt câteva zile, s-ar putea să crească cu siguranță numărul acestora. Noi facem față, nu deci fiecare reclamație a fost rezolvată, fie satisfăcător sau nu, sigur, redirecționată dacă a fost chiar clasată, nevoie, sau clasată. Se întâmplă atunci când facem un răspuns unui consumator și să presupunem că nu are dreptate, el se adresează și revine. În momentul când noi avem un răspuns, un punct de vedere nefavorabil, fie service, fie orice alt mijloc, atunci noi vom clasa a doua sau a treia oară acea sesizare pe care o face consumatorul, pentru că nu mai putem face nimic dacă el nu respectă anumiți pași care noi îl redirecționăm și îi spunem ce să facă. Iar cele mai multe reclamații ce vizează? Cele mai multe reclamații sunt cele care țin de energie, telefonie, Se menține acest trend? Nu ne-am putea închipui că poate fi online sau nu. Sunt aceleași probleme pentru, cred că și piața este în așa fel încât consumatorii sunt mai mulți din sfera aceasta. Cu toții avem energie, cu toții avem un telefon mobil, așa. Iar când vine vorba de telefonia mobilă, ce nemulțumiri sunt cele mai des întâlnite? Care nemulțumiri și cum se rezolvă? Dacă se pot rezolva? Fie doresc să se porteze în altă rețea, nerespectând acel contract în care se impune taxă de justă despăgubire, fie au fost încărcați la factură, fie au intrat în rețeaua vecinilor, Moldova respectiv, da? Exact, și se trezesc sunt foarte cu mari, factură... Nu-ți dai seama, nu modifici telefonul, noi ei trimit mesaje de informare, pentru că ești, așa sunt legal și se acoperă, sunt acele mesaje prin care sunteți conectat la rețeaua Moldova, ATL Moldova sau... Este bine să fim atenți, iar noi să setăm acel telefon pe română, pe operatorul din România, să nu avem aceste probleme. Într-adevăr, costurile sunt foarte, foarte, foarte mari dacă nu suntem atenți, fie flux de date sau convorbiri. Sunt și multe situații, multe reclamații care se soluționează, să spunem așa, în favoarea consumatorilor. Atunci când vorbim de telefonie mobilă. Aș putea să spun că majoritatea se soluționează în favoarea consumatorilor. Companiile, dacă nu, noi nu prin contractul care îl semnăm pe 2 ani de zile respectiv, da? 24 de luni, dacă nu primim anumite avantaje, știu eu, 6 luni nu suntem scutiți de plata facturii sau nu primim un telefon sau nu primim un cadou din partea dumnealor sau echipamente, da? Care sunt acele antene și tot felul, atunci putem rezilia contractul. Majoritatea telefonilor rezilează contractul fără taxa de justă despăgubire. Într-o altă ordine de idei, v-aș întreba dacă sunt restricții de intrare la comisariatul, la sediul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor. Ca în toate instituțiile avem acel certificat, suntem obligați să fim vaccinați, să putem intra. Deci certificatul verde este obligatoriu atunci în toate instituțiile. Nu prea putem intra nicicum, nu? A mai scăzut numărul vizitatorilor, oamenilor care depuneau reclamații sau la comisariat după impunerea acestui certificat verde sau nu neapărat? Ba da. A mai scăzut? Nu mai sunt atât de mulți oameni. Eu personal sau colegii mei, cei care totuși au o problemă, vorbim, dar coborâm noi în față
Totuși îi ajutați, îi ascultați, nu dar avem lăsați... acele canale, bine, dar sunt și alți oameni care nu folosesc online, nu avem reclamații.ashaarondanpc.ro sau prin poștă, eu le spun, scrieți o scrisoare, va fi tratată la fel ca și cum dumneavoastră ați fi făcut-o la noi, aici la instituție. Oamenii înțeleg, chiar mi le trimit, dar cineva îi consiliază și îi lămuresc în această problemă. Persoanele vârstnice, de obicei, obișnuiesc să vină la sediu și să nu folosească online-ul, cu siguranță. Da. Dar încurajați, cu siguranță, și partea ne asta de... Ne trimit prin poștă, fie o preiau, chiar merg jos și o iau. Astea sunt regulile, așa facem. Domnule comisar, ne și apropiem de sfârșitul jurnalului. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru toate recomandările făcute în prima jumătate a jurnalului, atunci când vine vorba de cumpărături în această perioadă. Mulțumesc de invitație, oricând sunt la dispoziția dumneavoastră și a consumatorilor să clarificăm aspecte. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți!